Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Doi subscriberi mi-au zis mai devreme pe live că mi-au făcut un funny moment. Așa că hai să reacționăm. Primul este de la AK47. Hai să vedem ce funny moment ne-a făcut. E la maxim? Hai să vedem. Look at this dude. Deja imaginez ce urmează. Se vede bine oare? Cred că se vede bine. It's easy to... No. Mi-a plăcut, începutul e bun. Putea să pună mai multe poze cu mine, dar îmi place. E foarte bine reușit până acum. Ok, chestia aia cred că o cenzurez. Nu știu dacă e bine să apară pe YouTube. Uite ce acta găoacea. Gaura e mai adâncă decât fosta celui mai bun prieten. Asta mi-a plăcut, asta a fost bună. Reușită chestia, deci foarte inspirată. Te simți rușinat că te-ai căcat pe tine azi? M-am căcat pe mine! O să fiu oare ce cred eu? De ce persi? Ești nebun. Aoleu. Du-te, mă, deci. Cam scurt. Bă, la aia cu gaura am râs. Mi-a plăcut chestia aia cu gaura. Hai să vedem și ăsta altul de la Paul, care a și câștigat clipul cu mimurile. Ăsta e mai bun, deja mi-a plăcut. Că zici că ai colț, muști? Ula, da. Eu sunt tip foarte, foarte calm, dar în mod surprinzător am și un tic nervos. Din când în când îmi place să mă joc cu părul. Asta ar... Trebuia să-l fi pus acum un cadru cu mine când îmi prind părul sau ceva. E una dintre glume. Da. Aoleu, bă, aveam eu o serie mai demult pe canal care era un fel de sâmbătă cu satana. Bă, și era țigarul ăsta în microbuz și avea un sac de rafie cu o oaie moartă acolo, nu știu ce dracu. Și a luat oasele alea, dădea la câini, le mânca. Oricum zici că ăsta e de la de fură din cimitire oase. Și ca idee, deci e alea patru scaune în spatele microbuzului, un rând de scaune aici și pe partea cealaltă nu stătea nimeni de duhoarea lui. Doamne ajută, se facă primăvară. Așa bă, e boză, hai bă, e boză. Păi și noi. Bă, nu m-am uitat de mult la clipurile alea, cream că le-am șters, dar au răbat, se pare, seria aia. Nu mai este mirosul la spălat. Eee, cum făcea, bă. Deci tot respectul că asta să caute clipurile astea. Bă, nu pune mâna pe mine. Bă, nu pune mâna pe mine. Nu pune mâna. De ce presi că orbează un cadru cu mine cântând? Aoleu, mi-a plăcut asta să mă... Bă, e mai bun ăsta alu' Paul, îmi place. Aoleu, bă, nota 10. Să intrați pe canalul Paul să vă abonați, că editează bine. Mă piși pe mine. Hai, caută loc să te piși. Dar nu se de ce gen clipurile astea se mișcă așa, nasol. Du-te mai acolo. Nu l-o fi descărcat, bine. Trebuia să-mi ceară link de download, că de-aia meu. Sau poate și arandat-o, randadă pe pisare, pisiu mai slab, nu știu. Bălările alea. Du-te încolo. Bă, du-te încolo. Du-te. Ah, shit. Here we go again. Dar exact ca acolo zici că e. Am să căine în mașină. Azi la tine! Fail! Wasted! Ah, legendara replică! Cum să nu uităm de această replică? Urme de labă! Vechea mea replică! Ia, filme... Ce dracu? Sărcea! Ia! Cu gagici care se udă. Bălățeală, oh, bălățeală. De
De gen erau vreo 3 fete și un băiat cu o cameră foto, o ține fata aia în mână acolo ca să nu aude. Și gen, asta e în București. Și o țâșnitoare de asta e în mijlocul lacului în Cișbigiu. Și astea voiau să meargă cu barca să-i facă poză. Și vântul bătea și dădea stropii în partea aia. Vântul și-a schimbat direcția și-a dat stropii spre astea. Și le-a făcut fleșcă. Și tot ce era în jurul lacului, toate aleile din jurul lacului, erau toți oamenii din parc, se uitau la astea și la copiii ăștia și râdeau de ei în hohote, inclusiv eu. L-am și filmat. Ar fi mișto să vadă asta fix copiii ăștia care erau cu barca atunci. Aș fi uimit. Rusul meu preferat de pe OBTV. Apple fresh. Ok, cheers. Apple fresh. În caz că vă întrebați acum care faza cu Apple Fresh. Rusul ăsta scotea paharul de bere, făcea Apple Fresh. Fac și eu Apple Fresh. Vine el cu sticlă, vine el după aia cu o sticlă. Apple Fresh, hai că am făcut și reclamă. Panorama rusul ăsta. Era cu chiștocul ăla acolo. Apple Fresh. Zi, vreun review pe scarule pentru acest lac? E pește bun sau nu? Trage la mămăligă, băi. Wow! Wow! Ce vrei, mă? Mă sunați un tovarăș și filmam atunci GTA 3 și gen noi vorbeam, hai pe Skype, nu pe Discord, că nu era Discord pe atunci, cred că asta e 2016. Dar nu s-aude, s-aude în chat rău. Stai în pula mea că filmez acum. No, așa recunoști cei mai buni prieteni când vorbești așa. Tu bă, doar e în pulă, treci pe Skype, nu pasă că filmezi. Hai, salută și tu lumea. Stai bă, stătem și eu episodul, acum serios, filmez dracu. Da, am terminat episodul ăla din fericire. No. Sper că v-a plăcut acest videoclip de reacție. Cine mai îmi face, cum se cheamă, ce dracu? Ai, de la Lost pa clipul. No, cine mai, îi dau și like la ăsta, mi-a plăcut mai mult ca celălalt. Cine mai îmi face reacții, reacții, doamne. Cine mai îmi face videoclipuri de-astea cu funny moments, îl invit să facă și eu îi fac promovare gratis, cum de vă zic și acum. Chiar dacă e mai bun ăsta lui alu Paul decât alu ăstălaltul lui AK47, vreau să intrați pe canale la ei, să le dați subscribe și să îi motivați să continue treaba, că se pricep bine la editare. Hai, eu am fost eu, v-am salutat, ne vom auzi data viitoare. Ciao les!